Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 34, încă o ediție în care vă punem la curent cu noutățile din internet și tehnologie, cât putem noi de pe scurt, dar cu siguranță se va alungi suficient de mult, așa că dacă vreți să săriți peste bucățile noastre de introducere sau anumite subiecte care poate nu vă interesează foarte tare, folosiți cu încredere desfășurătorul din descriere. Avem și săptămâna aceasta, de fapt pentru săptămâna aceasta, o mulțime de subiecte interesante, inclusiv cu o mică problemă de securitate la DJI. DJI? Da. Bill Gates care declară că nu va implanta chipuri prin vaccin. Mă gândesc că este o informație utilă. A fost nevoit să facă chestia asta. A trebuit să facă toată această informație. Și cum Tesla este foarte supărată pe Rivian pentru că a furat niște angajați. Mai mulți, care nu au niște informații stocate aici. Și Xpeng și mai mulți. Și cu Steve Wozniak, care dă în judecată YouTube. Cineva trebuie să o facă și pe asta. Exact. E bine că face el ceea ce... Mulți YouTuber n-a spune neapărat refuză să facă, dar întârzie să facă acest lucru, pentru că este o mare problemă cu reclamele care apar pe YouTube. Dar o să discutăm... Doar reclamele și live-urile acelea fake care strâng zeci, sute de mii de oameni până când cineva se trezește să le oprească la YouTube. Se lasă cu scam-uri, cu Bitcoin pierdut și așa mai departe. Dar hai să începem cu subiectele la zi. Hai! Vrei să începem cu ceva anume de acolo? Da! Hai cu Tesla direct! Nu mai vorbim de coronavirus, nu? Că ne-am obișnuit cu ideea. Hai să nu mai vorbim despre... Ce vreau să spunem, purtați mască, spălați-vă pe mâini, țineți distanțarea socială, urmează o perioadă la fel de grea, dacă nu mai grea și în perioada următoare, spitalele sunt deja pline, inclusiv... Numărul de cazuri este în creștere și tot mai multe țări europene ne interzic accesul. Dacă vi se pare că avem noi ceva cu coronavirusul, uitați-vă puțin la ce fac deja țări ca Austria, Danemarca, Finlanda, o grămadă de țări vestice care deja ne interzic progresiv accesul sau ne cer foarte multe teste, adică practic vara asta o să o ținem pe acasă. Exact. Așadar, Tesla acuză Rivian că au furat angajați care, la schimb, să zicem că la schimbul salariului, dau mai departe niște informații pentru Rivian. Pe de altă parte, cei de la Rivian spun că nu e frumos să gândești așa și că noi nu facem acest lucru. Ci pur și că plătim acuzațiile sunt baseless. Dar oare sunt? În industrie, salariile pe care le primesc anumiți angajați din anumite companii pentru a fi mutați într-o companie în alta se numesc salarii de extracție. Salariile de extracție sunt folosite pentru a lua oameni dintr-o companie unde au o poziție destul de sigură, confortabilă și un salariu ok și de obicei li se dă de la 50 până la 100% în plus minim pentru a pleca de acolo. Că altfel, de ce să plec boss de aici? Dăm ceva mai mult, motivează-mă. Și dacă nu mă poți motiva cu că scrie pe CV că am lucrat la Tesla, dacă vrei să vin la tine la Rivian, să-mi dai bani mai mulți. Și Rivian sunt nevoiți, dacă vor să aducă oameni care se priceapă la autovehicule electrice din piață, de unde să ia? De la Xpeng? Exact. Sau de la NIO. Exact. Și cu toate astea, Rivian este o companie interesantă pentru că are o mulțime de investitori foarte mari, printre care T-Row, BlackRock și Ford, pe lângă Amazon. Pe lângă Amazon. Este un interviu foarte tare dat de Bill Gates când avea 33 de ani. Era undeva în Seattle. Așa. Și Bill Gates spunea, a fost întrebat de ce nu a ales Silicon Valley ca să-și facă companie acolo. El a început în alt stat și apoi s-a mutat în... Și apoi s-a mutat în Seattle și în zona Redmond. Și a spus că prefer să fiu aici, într-o zonă în care climatul este plăcut, în care plouă și când plouă angajații sunt productivi și când este soare să aibă unde să se ducă, pe mare, mă rog, pe ocean, pe acolo prin oraș. Și în același timp mă oferesc și de ceea ce se numește această tranzacție de, știi, aceste mutări de permutări de angajați. Și atunci a preferat să aibă un loc în care poate să țină angajații fericiți și să n-aibă unde să plece, să n-aibă alternative. Între timp a venit și Amazon acolo și alte companii mari, dar pentru Bill Gates a fost mediul propice să dezvolte Microsoft acolo, pentru că a făcut un oraș doar pentru Microsoft unde angajații nu se pot... Campusul celor de la Microsoft din Redmond, țin minte când am fost eu, avea vreo 65.000 deja și urma să mai aduc încă 20.000 de angajați. Practic este un oraș într-un oraș. Da. Și să iei oameni dintr-o parte în alta în astfel de industrie nu înseamnă să iei 1, 2, 10, trebuie sute mii de oameni ca să dezvolți produse la scară largă, iar în momentul acesta Rivian este sub presiune să livreze totuși ceva, trebuie să livreze primul model anul ăsta. R1T și pick-up-ul.
și nu au reușit să le livreze anul ăsta, le-au împins pentru 2021, prima parte a anului, spun ei, și deocamdată Rivian este startup-ul cu cei mai mulți bani în cont, 5 miliarde strânși doar în ultimul an de la investitori, fără să aibă un produs pus pe raft, între ghilimele, da? Și atunci e de înțeles de ce în continuare folosesc banii ăștia ca să aducă oameni, pentru a face un produs bun, pentru a ieși atunci când ies cu ceva important, mai ales că miza pick-up-ului, mașini utilitare, este importantă, pentru că acolo vom ieși din zona asta de utilizator privat, vom intra în zona comercială, unde aceste pick-up-uri se vor vinde în cantități mari, dar vor fi puse la muncă și vor genera și costuri de mentenanță și o grămadă de alte servicii pe lângă. Este o piață pe care în momentul acesta o patrulează așa relax Ford cu F-150. Și, dar mai e un lucru interesant. Pentru că, ok, eu dacă mă mut, de exemplu, la o altă companie care face același lucru, eu nu trebuie să învăț din nou totul de la zero. Și nici compania nu trebuie să investească în cercetare și în dezvoltare ca să, uite, în cazul Rivian, ca să dezvolte o mașină nouă. Tu ești niște oameni care au deja o experiență formată într-adevăr la altă companie. Și problema e asumat. Adică, da, dacă au fost cazuri într-adevăr, chiar și la Tesla, în care oamenii au salvat schițe și proiecte în propriul lor cloud. Da, și le-au plecat cu ele de acolo în alte companii sau le-au dus în alte locuri și din cauza asta, da, este fur de proprietate intelectuală. Acum, și pedepsește. Adică... Și se pedepsește, dar gândește-te că Tesla este un deschizător de drum și este unul dintre riscurile asumate că atunci când faci primul chestiile astea, oamenii care lucrează la proiectele alea vor pleca cu ele într-o zi. Nu vor sta cu tine la nesfârșit. Exact. Ok, hai să trecem peste subiectul ăsta, nu le plâng de milă. Tesla are o perioadă excepțională. La câți bani valorează în momentul ăsta compania? Ar putea să înceapă să facă mai mult decât să aducă pop-up store-uri în Polonia. Au început să facă magazine tip container ca să se extindă în sfârșit în țările pe care le deservesc prost, adică centrul și estul Europei. Până când vom vedea un magazin fizic la noi, ar trebui să începem să vedem și servicii mai multe în astfel de zone. Când ești cea mai valoroasă companie de auto din lume, ai nu doar probleme cu angajații, ai probleme și cu clienții pe care trebuie să-i deservești acolo unde sunt. Și la un moment dat s-ar putea să capălăria pe care o ții pe cap să fie prea grea. Sau prea mare. Bolile copilăriei. Da, sau și dureri de creștere. A murit un drac. Exact. Așa că dacă ne ascultă cineva la Tesla și sunt convins că ne aude... Elon, salut! Da, vreau tic-tac! Hai cu showroom-ul și cu serviciurile, nu doar la noi, ci și în alte țări. Adică nu suntem singuri care suntem în situația asta și sunt multe alte țări mai mari ca noi care așteaptă să fie deservite corect de cea mai valoroasă companie auto din lume care le vinde mașini și servicii, dar ar trebui să le ofere și mentenanță. Hei, da, dar știi ce se sparge mai greu decât... Vreau să fac o glumă, nu mai iese. Decât parabrizul de la Tesla? Da. Așa, zi. Mersi, George. Ai luat o piatră de pe umeri, așa cum ai luat o piatră în parbriz. Am luat-o pe piept. Bam, bam, bam. Bine. Corning scoate o sticlă nouă, Gorilla Glass de whisky? Victus. Ah, Corning, sună așa cum brand de whisky-uri, dacă nu te pricepi la telefoane. Victus, vreau și un Victus de 6 ani. 16. Și care rezistă... A fumat. Ce-ai fumat? A fumat. Whisky a fumat. Care rezistă unor căderi de la 6 foot. 2 metri. Așa, mersi. Un pic mai înalt ca tine. Și este și class resistant. Cu 15 centimetri mai înalt, căzături mai mari de 15. Scrisese cineva, când am văzut știrea asta pe Reddit, scrisese cineva foarte interesant acolo la comentarii. Ok, mă bucur că rezistă la căzături de la 2 metri, dar tot se va zgâria în telefonul meu, în buzunarul meu, în care nu, oricum nu țin nimic altceva. Corect. Samsung va fi primul producător care va implementa această sticlă. Nu știu dacă pe Samsung Galaxy Note 20... Coincidență că vine anunțul acesta fix înainte de lansarea lui Note, care vine cu Corning Gorilla Glass 6. Nu știu dacă acest Victus este Gorilla Glass 6. Gorilla Glass 5 was in the middle. Gorilla Glass 6 didn't improve any further since Corning was more focused on making your phone survive a nasty tumble instead. Adică sticla pe care o vedeți acum pe telefoane mobile nu este făcută neapărat să reziste la orice fel de zgârietură, pentru că deveni prea rigidă, ci mai degrabă să fie o sticlă mai elastică care să se zgârie, dar să nu se spargă telefonul. Da, e un compromis. Da. Nu le poți avea pe amândouă. Dacă vrei să nu se zgârie, să fie safir, safirul însă clivează, adică crapă. Crapă. Nu se zgârie, dar crapă. Ce preferi? Să se crape sau să nu se zgârie? Nu le poți avea pe amândouă, încă nu există sticla perfectă. Exact. Uite, soția mea și-a scăpat telefonul de la o distanță destul de mică, dar pe beton, și nu doar că s-a spart ecranul, dar și spatele în aceeași căzătură. Tensiune. Tensiune și reacțiune. Da. Deci, vorba aia.
Hai să vedem. Oricum, nu știm, s-ar putea să vină pe 9.20, că mă gândesc că nu degeaba au anunțat acest comunicat, dar o să-l vedem cu siguranță și pe noul iPhone, să știi. Abia aștept, pentru că știm cu toții, la un iPhone să schimbi ecranul, înseamnă să ca și cum ți-ai luat încă un Android. Da. Cam așa arată imaginile cu sticla? La un telefon mai vechi. Astea sunt testele pe care le-am văzut și în fabrica Huawei din... Aha, interesant. Uite, ecran curbat. Sau cred că e doar sticla pusă așa. Asta este o sticlă normală. Competitive. Și rezistă la presiuni de dor mai mari. E foarte greu să faci o astfel de sticlă, pentru că în același timp nu trebuie să afecteze senzorii de touch și cumva nu trebuie să compromită nici calitatea ecranului în ceea ce privește culorile. Și toți producătorii vor să fie și subțire și curbată. Exact. Eu sper să scăpăm de această modă cu curbura telefonelor. Hai să vorbim și despre elefantul din încăpere. Noi nu avem aici așa ceva. Nu-l văd. Care? Da, nu ținem elefanți în încăpere? Samsung Galaxy Note 20 pe care nu-l avem. Nu l-avem, nu la asta mă referam. Dar am zis mai devreme de Samsung Galaxy Note 20. Okay. 5G. Avem așadar specificațiile scăpate pe internet. Avem un ecran de 6,7 inch la o rezoluție de 1080x2400. Bănuiesc că asta e varianta Note 20. O să fie și plus? Da, cu siguranță. Cu siguranță va fi și Note 20 mai, plus. Și unul mai mic? Sau Ultra? Ne așteptăm la două versiuni sau Ultra, asta, din ce știm până acum. Ultra plus Pro. Sau ceva. Ne așteptăm la două versiuni, evident, de Note, cu deja cu pen îmbunătățit, versiunea de bază cu doar 8 GB de RAM, dar la mare să ajungă la 12 sau chiar 16 GB de RAM. 8 GB, oricum, cred că este rezonabil. Cameră principală de 64 de megapixel, baterie de 4300 de mAh, ceea ce nu e neapărat o evoluție din punct de vedere cifre, dar crește puterea de încărcare a telefonului. Și atunci poți să încarci telefonul mult mai repede într-o perioadă mult mai scurtă, ceea ce e un pic deranjant, pentru că în același timp înseamnă să-ți cari cu tine încărcător. Da, dar Samsung nu-și va mai asuma prea curând riscuri la capitolul inovație în domeniul bateriilor. Va merge pe tehnologii sigure. IP68, uite. Rezistăm la apă și praf, evident, dar pentru zoom au renunțat la ideea de space zoom, vor merge cu zoomul doar până la 5x optic și 50 digital. Camere similar cu ce am văzut pe seria S. Sperăm niște senzori un pic îmbunătățiți, dar nu cred, pentru că e un modul de cameră destul de scump. Ecrane însă așteptăm și 120 de Hz. Dar nu știu dacă va fi pe amândouă. În teoria trebuie să fie, pentru că producătorul este practic cel mai multe AMOLED-uri de pe piață, este chiar Samsung device și atunci OnePlus, de exemplu, folosește tot AMOLED, tot fabricat de Samsung, de 120 de Hz. Are niște mici probleme acel ecran, dar poate că se vor fi rezolvat aceste probleme până la lansarea lui Note 20. Vestea cea mare la capitolul procesor este că va fi un telefon cu procesor Snapdragon 865 Plus, care va fi al doilea, din câte știm noi, care se lansează în 2020 cu 865 Plus. Nu putem să spunem încă care e primul. Putem să spunem. Poți să spui. Că l-am arătat deja. Hai, gata. Pentru cei care ne urmăresc, știți că am lansat odată cu cei din străinătate review-ul pentru Asus ROG Phone 3, care este primul telefon cu procesor Snapdragon 865 Plus și numai puțin de 16 GB de RAM, pe care am reușit să-l umplem folosind în paralel și Call of Duty și Asphalt 9 și telefonul blană-blană, și doar așa ne-am apropiat un pic de a reuși să umplem. Deci poți, în teorie. Și are și ecran de 144 de Hz. Dar ăsta, într-adevăr, vine cu 144 de Hz, dar este doar un Full HD Plus. Nu mă deranjează. Și nu mă deranjează deloc. Niște air trigger foarte bune, un răspuns foarte bun de 1 milisecundă a ecranului, partea de touch excepțională și o grămadă de accesorii. Vă încurajez să mergeți să vedeți review-ul. Chiar dacă nu sunteți neapărat gamer pe telefon, să vedeți ce înseamnă un telefon puternic, masiv, cu o baterie de 6000. Oricum e mai puțin. Adică mi se pare că arată mult mai... I-ai dat 144 de Hz acum. Arată mai business un pic acum. Adică nu mai e chiar atât de gaming-like. Are fix aceleași proporții ca ROG Phone 2. Merg toate accesoriile dinainte, doar că acum vin cu și accesorii în plus. Mai și mai bune. Foarte interesant. Dar ce facem cu Exynos 990? Asta este o întrebare.
Pentru că, după cum știm, cu toții puriștii, pasionații de tehnologie care vor cea mai înaltă performanță, se vor uita la benchmark-uri, la testele sintetice și vor vrea să vadă dacă acest 990 va fi la performanță cu 865 plus de la Snapdragon. Dacă nu va fi, cu siguranță mă aștept la un val de hate. Apropo de procesoare, George, Intel are o problemă foarte interesantă. Doar ce a declarat că noua generație lor de procesoare pe 7 nanometri o să ajungă abia în 2022-2023. Au probleme cu ele. Și AMD face așa. Foarte bine, las-o așa. Ia stai un pic. AMD stock. E în scădere. Dar după închidere au crescut. Toată partea de tech de pe bursa are mici probleme, de nu te uita la cifre zilele astea, pentru că totul... Nu, dar chiar și așa e, uite. O creștere frumoasă în ultima perioadă. În timp ce Intel amână procesoarele noi pe 7 nanometri, deși știm deja că se lucrează la tehnologii pe 5, pe 6. TSMC au anunțat pe 3. Iată, Intel amână pentru 2022, se mișcă lent, e un colos cu picioare de lut. AMD a anunțat noua serie de procesoare din seria 4000 și lucrează deja cu dezvoltatorii și vom vedea probabil în următorul an sau mai devreme, la toamnă, auzi. Păi da, e foarte interesant pentru că avem nevoie de ultraportabile nu doar mai rapide, dar și cu consum de energie mult mai bun. Exact. Și în momentul ăsta Intel nu mai are ce să ofere. Adică schimbarea asta pe care o face Apple nu o face pentru că și-au dorit ei neapărat. Ci pentru că Intel nu ține pasul. Pentru că Intel nu ține pasul și nu poți să vii peste 3 ani cu încă un MacBook care are același consum de energie, aceeași autonomie ca modelul de dinainte. Trebuie să evoluezi în cazul ăsta. Trebuie să ții laptopul cât mai puțin la priză. Procesoarele acestea vin după ani de cercetare și la Intel probabil că în ultimii ani nu s-a făcut suficient de cercetare, au mai fi pierdut probabil și oameni. Nu, au fost în poziția au avut monopol și au avut prețuri nesimțite pentru că știau că oamenii nu aveau unde să se ducă și pe ce alte produse să dea bani. Iată, competiția ajută. Țineți minte, de fiecare dată când vedeți o astfel de situație, țineți minte că competiția ajută, iar Intel vor fi puși din nou în situația în care presați de AMD să vină la zi cu tehnologia și probabil că vor reînvia cum a făcut cu Haswell-ul. Sperăm doar să nu le ia 15 ani. Eu cred că, uite, da, cu fereastra asta de 3 ani, cred că și Qualcomm are o șansă să vină în zona asta de desktop. Deocamdată Qualcomm vinde foarte bine în gândare 4G și îți mai vândă și cu ajutorul un pic al diplomației americane vor vinde și 5G peste 2 ani când o să-și pune și ei la punct tehnologie. Hai să avansăm. Am găsit o știre foarte interesantă pe Business Insider cu 3 parlamentari care sunt responsabili, să zicem, de acest proces între Apple, Google, Amazon și Facebook. Practic, ei trebuie să cheme aceste companii în fața unor comisii și să le tragă la răspundere pentru activitățile lor. Da, exact, pentru taxe și așa mai departe. Și e foarte interesant că 3 dintre acești parlamentari care trebuie să auditeze aceste companii, practic, dețin acțiuni la aceste companii. Exact. Și că n-ar fi ilegal. Nu este ilegal, dar este cu siguranță imoral, mai ales că luni ar trebui să apară în fața casei reprezentanților, în fața comisiei judiciare. Trebuie să apară și să răspundă uite, spre exemplu, toți cei 4 CEO de la Facebook, Apple, Amazon și Google trebuie să apară și reprezentanții, deci practic un fel de deputați. Camera reprezentanților e ca un fel de camera deputaților de la noi. Zoe Lofgren, Jim Sensen, Brenner, bla bla bla. 3 dintre băieții ăștia, ca să zic așa, și doamnele de acolo dețin acțiuni. Uite, scrie aici că nu este legal ca acești reprezentanți să dețină acțiuni la companii, chiar și atunci când acele companii sunt investigate de către ei, dar creează un potențial conflict de interese și atunci poate să scadă și încrederea populației, încrederea publicului în aceste persoane. Da, dar ei trebuie să coordoneze o investigație antitrust, pentru că toate aceste companii, pe măsură ce devin atât de mari, încep să se comporte, exact cum am zis de Intel mai devreme, da. Devin prea mari, prea greoaie și încep să aibă practici ne la locul lor. Știm cu toții despre problemele, despre fiecare dintre ele, atât că am ajuns să ne plângem de companiile de tech care ne-au ajutat să avansăm în tehnologie, dar acum abuzează de poziția lor de lideri. Și de ce ne interesează pe noi atât de tare de parlamentari americani? Pentru că aceste companii nu prea răspund în fața legislației locale, deși am observat o chestie... Locale le-ai darmite la noi, cu taxe și cu toate cele. Dar sunt țări care au reușit, spre exemplu, să convingă Google să taxeze TVA în țara din care este consumatorul sau compania care vinde o astfel de aplicație. Și
spre exemplu, la noi nu merge încă în chestia asta. Suntem în Uniunea Europeană, piață unică, deci se pot face niște manevre de genul ăsta. Ceea ce fac parlamentarii în astfel de situații poate avea un impact major, mai ales că aceste companii derulează activități și în România de ordinul sutelor de milioane de euro pe an. Sute de milioane de euro pe an. Și atunci te gândești, ok, taxe, impozite, unde, știi, cum se împar banii, ar trebui să rămână ceva și pe aici și în funcție de cum sunt tratați în America, ar putea să prindă un pic de curaj ai noștri. Ar putea să ne scrie cineva, de exemplu, dacă vreau să-mi deschid o brutărie și aș vrea să-mi deschid acea brutărie în Irlanda și să fac business aici? Poți să faci mult de lucru aici, dar compania să fie registrată acolo, ar fi interesant. Și practic fac un offshore cu pâine. Da, cu pită. Cu pită. Să avansăm. Pită și slană. Avem câteva știri interesante din spațiu. Apropo, ia să caut repede China Marte. Mars, de fapt. Pentru că China a lansat cu succes prima mașină spre Marte. Au existat și niște live stream-uri și niște clipuri foarte drăguțe cu acest... are un nume... Poți să-i zici tu numele? Uite aici lansarea. A, uite, Tianwen 1. Foarte interesant, se duce către Marte, are acolo un soi de rover. Da. Bine, chinezii au mai lansat un rover și pe Lună, dar n-a supraviețuit. Heavenly Questions, Tianwen. Uh-huh. Chinezii, în general, unde se ducă, încep să răscolească pentru că le trebuie minereuri. Nu știu că știi. Cele mai multe expediții nu sunt făcute de dragul științei, ci mai degrabă de dragul geologiei. De dragul științei, însă, au lansat și Emiratele au lansat o misiune spațială zilele trecute. Uh-huh. Marte devine tot mai interesant și Emiratele Arabe Unite au trimis și ele către Marte o rachetă. Și au trimis-o din Japonia. Uh-huh. Oh, deci interesant parteneriat. Da, pentru că este o perioadă, suntem în fereastra în care se pot face lansări către Marte. Știi că, practic, dacă lansezi acum în următoarele 7 luni, poți să ajungi acolo și e o fereastră la de vreo 18 luni, dacă nu greșesc, în care se pot face astfel de lansări. Urmează apoi și o lansare NASA până la sfârșitul lunii august. Da, și pe 2 august mi se pare că se vor întoarce și se întorc și astronauții din de pe stația spațială internațională Doug and Bob sau Bob and Doug. Exact. Acest Hope Probe lansat de Emiratele Arabe Unite a fost este o mare realizare pentru ei. Au muncit ani de zile la ea și chiar au întrebat oamenii ce ar vrea să facă misiunea lor spațială, pentru că efectiv spun eu fac de dragul științei, dar este și o încercare a Emiratelor de a ieși din zona asta de petrol și a diversifica lucrurile pe care le fac spre tehnologie, tehnologie și inovație. Ceea ce este un lucru spectaculos. Da, e foarte interesant. Plus că a anunțat și Elon Musk, vrea să facă un test pentru Starship. Și practic o să vedem un siloz cu rachete, că așa o să arate, un siloz cu rachete pe care îl vor lansa până la vreo 150-200 de metri altitudine, s-ar putea chiar mai puțin, cât să testeze rachetele. Am găsit și un live stream de la Boca Chica, unde vedem asamblarea Starship-ului. Așadar, undeva sper să n-aibă loc diseară, în ziua în care registrăm noi, și să aibă loc sâmbătă sau duminică, și ar fi foarte interesant de urmărit. Țineți aproape de contul de Twitter SpaceX ca să aflați toate noutățile. Trimitem roboți acolo care trebuie să caute urme de viață cumva, deci asta este misiunea Curiosity acum, caută urme de robotului, bacterii, de robotului, microbi. Roborului Curiosity de pe Marte, coincidență cu noi, nu cred. Da, da, nu e coincidență. Rover care a mai descoperit la un moment dat niște indicii de viață pentru că a găsit niște urme de metan și metanul care este generat pe pământ, de exemplu, de microbi. Exact. Misiunea spațială din această perioadă încearcă să mai afle de pe Planeta Roșie cum și-a pierdut atmosfera. Pentru că a avut o atmosferă care putea să susțină viață și acum nu. Nu mai poate, știi? Și ne poate da indicii și despre cât de repede s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că și noi avem mari probleme. Siberia, spre exemplu, în acest moment se încinge foarte tare, se topește foarte repede gheața de acolo și ies la iveală tot felul de lucruri. De aceea și noi putem fi în situația de a învăța din greșelile planetei Marte sau din evoluția ei. Și a venit momentul pentru pastila de prospețime delicată by Tic Tac, unde avem o știre foarte interesantă care cumva se leagă de spațiu. Ești curios? Bineînțeles că sunt curios, suntem la Curiosity. Da, exact. Deci în spațiu există stația spațială internațională, da? Așa. Și este un loc care
gravitează, este un spațiu care gravitează în jurul Pământului, unde astronauții, care sunt și oameni de știință, fac diverse cercetări și descoperiri și așa mai departe. Doar că ne lipsește ceva similar pentru ocean. Cât de multe crezi tu că știm despre ocean, de exemplu? Măi, din câte știu, foarte puține. Exact. Da, probabil că toți credem că știm tot, pentru că e aici, sub nasul nostru, dar în realitate, trei sferturi din planeta noastră este un imens deșert albastru. Exact. Dar, fii atent, deci noi am explorat mai puțin de 5% din ocean și am cartografiat mai puțin de 20% din el. Deci, aproape 80% din apa de pe planetă, nu știm nimic despre ea, ce e în ea, sau ce e sub, știi, la fundul oceanului sau fundul oceanelor. Și nu știm nimic despre asta. Și sunt doi oameni specializați, să zicem, în zona asta, care caută să schimbe acest lucru. Vor să construiască o stație de cercetare. Unul dintre ei este acvanaut, adică un fel de astronaut, dar în apă. Și acvanauții sunt scafandrii antrenați și pregătiți să stea mai mult de 24 de ore în apă. 24 de ore. Da. Deci asta înseamnă acvanaut și e foarte interesant. O să ajung imediat la numele lor. Pe acvanaut îl cheamă Fabian Cousteau, iar designerul, cel care se ocupă de Proteus, îl cheamă Yves Behar. El este designer industrial și de asta arată foarte interesant această stație de cercetare. Iar trebuie să fie construită la 18 metri adâncime, undeva în largul zonei Curaçao din Brazilia. Okay. Acesta este locul în care va fi construită prima stație de genul ăsta de cercetare și urmează și altele, la fel, făcute în mai multe locuri de pe planetă. Este cea mai bună posibilitate prin care îți poți da seama, de exemplu, de încălzirea globală, pentru că poți să monitorizezi atent apa și schimbările în timp. În același timp vor să facă și o cameră de cercetare pentru diverse bacterii sau nu știu, organisme care trăiesc în apă, pentru diverse specii pe care ar putea să le descopere, de plante sau de pești, și vor avea și o cameră dedicată pentru live streaming cu AR și VR. Adică o să poți să fii în apă. E un proiect foarte interesant, are deja o parte din finanțare asigurată, privată, dar cred că caută un pic și sprijin de la autorități, pentru că e un domeniu de cercetare din care statele pot câștiga foarte, foarte mult. Și apropo, partea aceea de live streaming o să ajute foarte mult universitățile, pentru că vor să pregătească niște specialiști într-un domeniu care este destul de nou. Cunoaștem foarte puține despre ape. Citeam mai multe despre subiectul ăsta și e fascinant de fapt de cât de puțin știm despre ce e în apă. Costul nu este chiar atât de mare pe cât s-ar putea crede, doar 135 de milioane pentru astfel de stație de cercetare. Iar dacă numele vi se pare cunoscut, da, Fabian Cousteau este nepotul lui Jacques Yves Cousteau, care este celebru pentru cercetările lui cu embarcațiunile Calypso și Alcyon, care navigau oceanele planetei, iar Fabian a învățat să se scufunde de la 4 ani. Deci îi place în apă. Și probabil vrea o locuință în apă. E foarte interesant, o să existe și un mic submarin conectat la această stație de cercetare, care poate să plece mai departe în explorare. Deci, practic, este un laborator în care oamenii pot supraviețui pentru perioade lungi de timp ca să-și facă treaba. Exact cum se întâmplă cu Stația Spațială Internațională. Foarte frumos. E o știre foarte interesantă. A mai existat ceva de genul ăsta, făcut de statul american undeva în, se numea Aquarius și era în zona Florida, doar că acel loc este abandonat de prin 2013. Laborator care a funcționat din 1986 până în 2013. Și da, e family tradition. It's a family business și sunt curios ce descoperiri ar putea să facă cei doi. Cu siguranță putem afla o mulțime de lucruri, pentru că sub luciul apei nouă ne este foarte puțin accesibil. Puțină lume știe că este extrem, extrem de greu să te scufunzi la adâncimi foarte mari. Omul, chiar și cu echipament de scufundare, cu greu ajunge mai jos de 50 de metri. De pe la 100 de metri deja este pentru super experți, cu super echipați, super antrenați. Da. Dar mult mai jos de atât ai nevoie de submarine, care nici alea nu pot ajunge mult. S-au ajuns de foarte multe ori în groapa Marianelor. Și avem un astronaut care a fost și pe Stația Spațială Internațională, mi se pare că o femeie chiar,
Dar și în groapa Marianelor. Da, da, cea adâncime în groapa Marianelor, pentru că... 13 km ceva, sau 11 km, nu mai țin minte exact cât e, dar a ajuns până jos de tot. Se poate ajunge, dar foarte greu. Într-adevăr, pentru că Presiunea este ureșă. Oceanul este mai adânc decât cel mai înalt munte de pe suprafața planetei. Asta este foarte interesant și chiar dacă știm câte ceva despre zonele cele mai adânci, nu avem într-adevăr cartografiate cea mai mare parte a lor. Și gândiți-vă că dacă despre avem Google Maps pentru marea majoritate a planetei și tot ne mai rătăcim, gândiți-vă că sub luciul apei e cumva pe dos și este mult mai mare. Uite, fii atent, James Cameron a ajuns la 10.898 de metri. I-a luat 2 ore și 36 de minute și uite așa arăta submarinul cu care a ajuns acolo. Care, repet, trebuie să reziste unor presiuni absolut uriașe. Hai să mergem mai departe. Rămânem tot în zona spațiului, pentru că e o chestie foarte interesantă aici, că Rusia a testat o tehnologie de distrugere a sateliților în spațiu. Și, mă preocupă chestia asta. E foarte interesant, pentru că în spațiu nu ne dăm seama, dar am mai discutat despre asta într-un episod cu Rusty. Sunt foarte mulți sateliți morți care plutesc în jurul planetei noastre și foarte mult deșeu lăsat de noi acolo. Iar la un moment dat s-ar putea să fie un pic prea mult. Și rușii testează această tehnologie de distrugere. Nu știu dacă vor să-și distrugă proprii sateliți, ca nu cumva să ia americanii. Mă gândesc, nu știu. Dar dacă rușii pot face curățenie în spațiu pentru noi, le mulțumim foarte mult. Tu chiar crezi că acolo să facă curățenie? Nu. Un satelit rusesc numit Cosmos 2543 a eliberat în spațiu un obiect necunoscut monitorizat de US Space Command, că există și un Space Force acum, și US Space Command, care monitorizează toate obiectele care se află acum pe orbită, au descoperit acest obiect neidentificat. Și la acel moment, Departamentul de Apărare, adică Ministerul Apărării din Rusia, a recunoscut că Cosmos 2543 trebuia să se apropie de un satelit pentru inspecție. Dar ce zic americanii? E că au observat trendul ăsta, că sateliții de genul ăsta sunt sateliți de observare care se apropie foarte mult de alți sateliți care pot fi de GPS, de exemplu, sau de location tracking, și se apropie de ei, se îndepărtează, dar doar de sateliții ruși. Asta au observat americanii, se întreabă de ce. Mm-hmm. Deci, follow that car. Sau, follow that car! Pe varianta rusească. Cel mai probabil și antrenează tehnica pentru apropierea și îndepărtarea de alți sateliți, just in case. Deci dacă a picat Waze-ul săptămâna asta, e din cauza rușilor. Mergem într-o zonă foarte delicată. Steve Wozniak dă în judecată YouTube din cauza scamurilor cu Bitcoin care foloseau fața lui Steve Wozniak, și avem și noi un caz românesc cu un bun prieten. I-a fost folosită fața pentru așa ceva. Pentru cei care nu știu, din când în când te trezești că pe YouTube sunt niște live-uri care efectiv rup toate normele, 10.000 de urmăritori sunt atrași către aceste feed-uri unde li se promit dublarea banilor de cele mai multe ori, că dacă trimiți niște bani vei primi niște Bitcoin, vei primi dublu înapoi sau alte chestii de felul ăsta. Și e fascinant cum rezistă în continuare după atâta vreme în continuare aceste live-uri și tot revin de pe tot felul de conturi. Să faci live pe YouTube nu e la discreția oricărui cont nou. Acești cei care fac schemurile astea își fac conturile, le lasă să crească un pic și după aceea le folosesc. Sau, mai e un scenariu. E un scenariu sau în alte situații pur și simplu preiau control unor conturi pe care derulează astfel de live-uri. Dar mai este un scenariu aici, pentru că uite, avem pe ecranul meu acum este o reclamă cu Maximilian Ioan. Și m-am mirat foarte tare că am văzut asta. Am primit 50 de euro. E fața lui decupată acolo, pusă în thumbnail-ul ăsta. După aia am văzut că este un ad. Și apar niște canale fantomă care urcă niște videouri de genul ăsta, pun o poză cu un personaj cunoscut, sunt și alți YouTuber români folosiți aici, și apoi își promovează clipul. Problema e că YouTube nu verifică cine plasează reclamele astea și ce fel de reclame sunt plasate. Și Max, săracu, a făcut foarte multe reclamații ca să dispară aceste reclame, dispar, dar apar alte conturi din nou cu aceeași situație. Și asta este, de fapt, problema lui Steve Wozniak.
Știi că fața lui apar pe genul ăsta de reclame și e frustrant. S-ar putea ca și fața ta să fi fost folosită așa pe YouTube. Eu știu că a fost la un moment dat niște reclame cu niște drone pe care tu nu le-ai testat și nu te-ai apropiat de ele și nu doar tu apare acolo și apăreau și ceilalți alți YouTuberi de tech. Flix și încă cineva. Da, și Darwin. Adică e total aiurea și ar trebui ca YouTube să verifice mai bine aceste reclame. Acum, e vina YouTube pentru așa ceva? Da, pentru că este platforma lor. Da, așa cum YouTube, spre exemplu, ne penalizează foarte repede, chiar și atunci când nu greșim, doar pentru că cineva s-a sesizat că se pare că am fi folosit noi o bucățică de muzică de undeva, așa trebuie să-și verifice și reclamele. Partea asta de publicitate, companiile mari, Facebook, YouTube, Google, da, toate astea, favorizează reclamele și atunci când un conținut este sponsorizat, el reușește să treacă destul de repede peste toate verificările și este super promovat și ajunge să devină viral înainte de a fi verificat dacă este întotdeauna legit. Da. Una dintre problemele care noi ne confruntăm exagerat de des este când cineva, oricine, ne reclamă că le-am fi luat o bucată de lor muzică sau dintr-un video. În momentul în care vine primul claim, YouTube întâi ne oprește monetizarea și apoi așteaptă să vadă dacă ne înțelegem. Și noi, chiar dacă noi spunem nu, am folosit un conținut public, o imagine care putea fi folosită și aveam dreptul, ne dau înapoi monetizarea după o zi, două, trei, timp în care noi nu facem bani de pe acel clip din publicitate, plus că din cauza acestui frecuș ne scad și vizualizările și suntem în situația în care de multe ori pierdem fără să fi fost vinovați. Iar cei care fac aceste claimuri au, cum ar veni, dreptul de a ne declara vinovați înainte ca noi să apucăm să ne apărăm. Adică mai întâi suntem, ok, oprim monetizarea până când ne lămurim dacă are sau nu voie. Și asta arată că aceste companii sunt foarte mari, oricât de bine intenționate sunt, însă nu își dimensionează departamentele astea de verificare a calității conținutului, a amenințărilor, pedofilie, toate nenorocirile care se întâmplă pe internet și ajungem în situația în care fețele unor oameni sunt folosite de unii care fac schemuri pentru că efectiv se strecoară prin găurile din Schweizer. Ultima știre de tech înainte să trecem la cripto. Există o problemă de securitate pe dronele DJI, nu neapărat, adică în sensul că pot fi hăcuite sau ceva destul de ușor, ci mai degrabă aplicația de pe telefon pe care o instalezi ca să controlezi, să vezi ce vede și drona, poate să instaleze niște update-uri făcând bypass la Play Store. Și prin această modalitate de actualizare, în teorie, îi lasă libertatea telefonului să instaleze și alte aplicații pe care aplicația DJI le poate aduce. Și e o problemă care este discutată inclusiv în New York Times și inclusiv pe Reddit, printre proprietarii de drone Mavic, de exemplu. Și stai că exista un raport undeva foarte interesant. Și acum sunt două scenarii. Eu, să zicem că e un scenariu pozitiv și un scenariu negativ. Scenariul pozitiv ar fi că DJI face această treabă ca să nu dea voie hackerilor să instaleze aplicații DJI fake care pot sări peste niște măsuri de siguranță. Adică, de exemplu, în zona noastră noi nu putem să ridicăm drona pentru că suntem foarte aproape de aeroportul Băneasa. Dar poți instala o aplicație secundară, în teorie, care să facă bypass acestor măsuri de siguranță și să tu poți să ridici drona aici, să duci pe aeroport. Știi că era problemă cu dronele mai vechi. Acum asta nu e mai greu să faci treaba asta. A doua variantă e că DJI ar putea, prin această breșă de securitate, DJI ar putea să targeteze anumite persoane. Adică ar putea avea control total asupra dronei tale și ar putea să vadă ce faci tu cu ea, ar putea să preia controlul și ar putea să vadă zonele în care tu zbori. Sunt convins că cei de la DJI dau oricum acces la sistemul lor, la infrastructura lor prin care îi văd unde zboară toate dronele. Toate dronele DJI sunt monitorizate de DJI, ei știu exact unde s-a zburat, la fel cum și Tesla știe unde merg toate mașinile lor și sunt convins că dau aceste date autorităților când sunt cerute fără discuție. Da, da, uite, de exemplu, acum cei de la New York Times au cerut o părere de la Google legat de toată treaba asta și că se uită la aceste raportări. Pe de altă parte, cei de la Grim și de la Synactive au spus că nu au văzut această problemă, de exemplu, și pe iPhone-uri. Pentru că App Store funcționează altfel și sistemul lor de operare funcționează altfel. Și este o breșă de securitate doar pe Android. Acum e interesant de văzut
exact declarație DJI și dacă vor face schimbări pentru această aplicație. Adică e stupid să spui că ok, am făcut această, avem această măsură de siguranță pentru hobbyists care vor să instaleze aplicații fake, dar da și nu. Cred că sunt alte problema motive. Este că nu știm exact și asta este o problemă, că nu știm exact ce se întâmplă cu aplicația aia, iar DJI, pe lângă faptul că vinde niște drone bune, dar foarte scumpe, colectează și foarte multe date și oricât de multe ai uitat în termeni și condiții, nu știi exact ce se întâmplă cu datele tale. Ba mai mult decât atât, au fost la un moment dat parlamentari și autorități care au spus că DJI folosește dronele pentru a strânge informații pe care le trimite acasă pentru a cartografia zone pentru partid. Ok. Da, deci DJI este o companie, da, într-adevăr, care face niște drone foarte bune, dar și informațiile pe care le colectează dronele alea sunt foarte valoroase, mai ales gândește că au și sonare și tot felul de sisteme în astea de poziționare, toate informațiile astea se adună. Se adună și este o cartografiere continuă care se face prin ele. Da, și tu poți să vezi, de exemplu, cine a ridicat drone aproape de ambasada Americii. Și să vezi care sunt userii dacă care sunt fac DJ, treaba asta, da. dacă e cazul ăsta. Să sperăm că nu. Hai să mergem la cripto, da. Pentru că avem niște noutăți interesante. În primul rând, Ethereum a luat-o bine de tot în sus, a ajuns la $275, dar și Bitcoin a crescut de pe la vreo $9,000, cât era parcă la începutul săptămânii. 9200. 9200 la 9550. Interesant e că creșterea Ethereum nu prea are legătură neapărată cu creșterea Bitcoin. Am zis că procentual Ethereum a crescut mult mai mult. Cred că e prima dată când Ethereum a tras Bitcoin în sus, pentru că se vorbește în sfârșit despre un testnet pentru ETH-ul 2.0. S-a amânat foarte mult avansul acesta tehnologic, însă problema este că oricât de mult se vorbește despre avansul tehnologii la Ethereum, el este departe de realitate. Inclusiv Vitalik Buterin recunoaște că dezvoltarea pe blockchain acesta este întârziată și Ethereum își cam atinge limitele. Da, Bitcoin nu este store of value, adică stochezi valoare, Ethereum este calculatorul planetei, însă acest calculator nu mai este cel mai rapid. Ca număr de tranzacții, Ethereum nu mai este cel mai rapid. O tranzacție durează minute, înainte ne așteptăm că va fi aproape instantane și tranzacțiile încep să nu mai fie foarte ieftine. Au început să se scumpească. Gasul care se consumă, energia care se consumă pentru tranzacție a devenit destul de scump, ceea ce arată că și Ethereum trebuie să treacă către proof of stake, adică de la a pune să muncească plăcile alea grafice care să facă tot felul de calcule matematice pentru a valida o tranzacție, să trecem la proof of stake. Și pentru proof of stake deja avem o mulțime de proiecte interesante pe piață, printre care unul românesc, dar mai sunt și altele care cresc fix pe această strategie, că promit că pentru a muta bani și a face tranzacții rapide, nu mai trebuie să folosești foarte multă putere de procesare, ci un alt mod de a face aceste rețele construite și organizate pentru viteză, pentru mii și zeci de mii de tranzacții pe secundă. La capitolul așadar știri, am putea să mai vorbim și despre cei de la Elrond, foarte scurt, pentru că duminică, dacă astrele se aliniază, voi avea un al doilea interviu cu Benjamin Mincu, care este CEO-ul Elrond, care Elrond a avut ultima săptămână absolut spectaculoasă, E în creștere, dar nu e. A crescut cu 3,6% săptămâna asta, s-a stabilizat un pic. Săptămâna trecută a fost un pic mai nebunească, dar față de acum două săptămâni, creșterea Elrond este de 87,6%. Exact. E o creștere foarte mare, dar mai sunt 6 zile până la mainnet. Ce înseamnă chestia asta? Că acel mainnet la care Elrond va veni, în momentul în care Elrond intră pe mainnet, acum este pe testnet, este pe rețeaua de teste, în mainnet, după ce s-au făcut toate testele cu Battle of Nodes, tot ce au făcut ei, vor putea să ofere tranzacții foarte, foarte rapide. Și vor fi unul dintre puținele, dacă nu primul, să zicem așa, primul blockchain care va reuși să ofere peste 15.000 de tranzacții pe secundă. Am văzut undeva la un dat de peste 200.000? În teste au ajuns la 261.000 de tranzacții pe secundă. Ceea ce arată că la nivel planetar poți gestiona toate sistemele de plăți pe un astfel de blockchain. Mult mai bine optimizat, în care nodurile, da, pe noduri vor să fie ceva de genul 2,5 milioane de Elrond, astfel încât să devină un nod pentru a face tranzacții, și sunt vreo 1000 de noduri. O să aflăm mai multe de la Benjamin și o să aflăm un pic care sunt planurile lor, pentru că așteptăm și o aplicație care va permite tranzacționarea, adică plățile de Elrond, dacă tot avem atât de zeci de mii de tranzacții pe secundă, ar trebui să poți să-ți mut banii ca pe Revolut. Știi? Să ne punem unii la alții. Dar până atunci, trebuie să vorbim și aici, facem o pasă frumoasă la cei de la Crypto.com, care, coincidență, s-au împrietenit cu cei de la Elrond și de acum pe Crypto.com Elrond poate fi primit
și transmis peste protocolul RC20. Adică cei care au vrut să cumpere Elrond, când am mai vorbit noi de Elrond acum câteva săptămâni, puteai să cumperi pe Crypto.com, dar nu aveai acces la adresa, la wallet-ul, tu nu puteai să retragi direct în Elrond, trebuia să treci printr-o altă monedă ca să scoți de acolo sau să-l convertești în fiat. Acum există o adresă de portofel pe Crypto.com unde poți să stochezi Elrond, ba chiar poți să și folosești Elrond pentru împreună cu cardul Crypto.com pentru a face plăți și așa mai departe, deși s-ar putea să vrei să folosești un stablecoin pentru chestia. Uite, pot să-l aud și eu. Am avut o perioadă de timp pe Elrond pe Binance. N-am avut o sumă foarte mare. Am scos săptămâna asta și am transferat, deci, în ERD în USDT în Binance. Apoi mi-am transferat wallet-ul din Binance în crypto. A durat, cred că, vreo 20 de minute. Pe USDT, da. Pentru că am mutat wallet-ul. Nu ai mutat wallet-ul, ai mutat banii dintr-un wallet în altul, exact. Și USDT-ul este peste Ethereum, peste RC20, și atunci tranzacția se face peste rețeaua Ethereum, care este rapidă, dar uite, ai zis și tu, 20 de minute. Deci deja Ethereum își cam arată limitele. Am înțeles. Și după care am convertit în USD, deci am convertit USDT-ul în euro și am făcut plată din crypto în Revolut, pentru că era contul de euro pe contul de euro în Revolut. Am făcut asta ieri la 3 sau 4 după masă și acum am intrat banii. Deci am primit notificarea acum de la Revolut că au intrat banii. Dacă aveai cont SEPA de euro pe o bancă românească, îți venea direct în contul tău de euro. Da, mai puțin de 24 de ore să convertezi din Elrond în USDT, în USDT în euro, pe trei platforme diferite. Things are moving fast. Hai să zicem, se putea mult mai repede. Se putea instant, dar gândește că am transformat dintr-o criptomonedă în alta și după aia de acolo în euro și transfer bancar prin SEPA. Depinde ce vrei să faci cu banii. Vrei să-ți arăt mail-ul lui Alin Goga? Că să arăt ce vreau să fac cu banii? Știe. Nu. Turcia, a treia glumă bună pe care o fac și nu. Mail-ul lui Alin Goga, nu știu. Da, are legătură cu o bancă care are sediu în Transilvania. Hai să arăt. Da. Ideea este așa, că în momentul ăsta, cei de la Elrond, de exemplu, au anunțat săptămâna asta parteneriatul cu Swipe. Swipe care este tot un serviciu de carduri prin care poți să cheltuiești direct cu cardul Elrond. Nu trebuie să scoți acolo, adică pur și simplu muți dintr-un portofel de Elrond în portofelul din Swipe și cu cardul, dar să ai cardul ăla. La fel la Crypto.com, da? Dacă aveai banii pe portofel, dar uite, îți arăt de la Vitalie Cojocar, pentru că el e un băiat bun și pentru că a blurat deja totul. Subsemnatul client al băncii cu sediul în Transilvania dau prezenta declarație forțat de banca cu sediul în Transilvania în baza unor norme interne care nu sunt opozabile pentru a justifica băncii ce fac eu cu banii mei. Pentru acest motiv dau prezenta declarație. Adică el trebuia să justifice băncii ce face cu vreo 85.000 de euro. Și așa, ținând cont că este vară și e perioada concediilor, fiind și după o perioadă de carantină, îmi doresc foarte mult să mă distrez, motiv pentru care voi călători în Olanda, unde prostituția este legală. Probabil că până în Olanda voi face același lucru în Austria și Germania. Apoi, tot în Olanda, drogurile fiind legale, doresc să consum marihuana, hașiș și aș încerca și niște ciuperci. În Olanda am auzit că au și niște prăjituri bune cu marihuana, pe care v-a sugerat să le încercați și voi, că poate vă treziți și nu mai impuneți oamenilor să dea declarații tâmpite în baza unor proceduri idiote pentru a justifica ce fac cu banii lor personali. Bineînțeles, dacă nu am hârtie igienică și tot am atâția bani, probabil că îmi voi face damblaua și mă voi șterge ca bogătașii cu câteva sute de euro. Restul banilor sunt pentru a mă împrumuta prietenii și a face cheltuieli inutile, ca ulterior să regret banii. Domnul Alin Goga, care a scris mail-ul ăsta, este fost director la CNAIR. Ah, CNADNR pe vremea aia. Da. Șef la autostrăzi. Scandalul este însă, nu-mi pasă de Alin Goga și de banii lui. Bravo lui că a putut să facă atâția bani și că îi merge foarte bine. Problema o am cu acest mail care a fost scăpat pe internet și arată o mare problemă de date personale și GDPR. Dar cine a dat mail-ul ăsta pe internet? Angajați de la Banca Transilvania. De la banca cu sediul în Transilvania. Cei de la Banca Transilvania au fost foarte onești și au dat un mail, o postare foarte bună pe Facebook în care și-au cerut scuze și că o să colaboreze cu toate autoritățile pentru acest mail care a fost scăpat pe internet. E cumva funny, nu e funny pentru ce a făcut Alin Goga neapărat, ci de fapt, n-ar trebui să fie amuzant.
deși simțul umorului e acolo, e acolo la domnul, dar arată mai degrabă o problemă de, de GDPR. Este o problemă de GDPR, dar problema rămâne. În momentul acesta, să transferi bani de mine e mai complicat ca niciodată. Nu poți să transferi mai mult de 10.000 de euro din cont în cont să duci la bancă și să dai adevăr să semnezi pentru ce faci cu banii, pentru că avem niște o legislație împotriva spălării banilor mai aspră ca niciodată. În vremuri în care putem să folosim tehnologia pentru aproape orice, tu nu ai voie să transferi mai mult de 10.000 de euro decât dacă te duci fizic la bancă. Da. Înțelegi ce zic? Da. Adică dacă cumperi o mașină, dacă cumperi un teren, dacă cumperi o casă, dacă orice faci, trebuie să te duci la bancă. Ceea ce nu mă deranjează neapărat. Dacă avem o legislație pentru împotriva spălării banilor, să o avem, pentru că se întâmplă foarte multe. Ok, dar dacă tot am Metoken și am toate soluțiile astea tehnologice care mă pot valida că da, eu sunt ăla care vreau să facă tranzacția asta. Ăștia sunt banii mei din contul meu. Eu sunt beneficiarul real al banilor, de ce trebuie să spun că ăla care îi dau banii este el beneficiarul real al banilor? Adică am ajuns la situația în care, uite, eu vreau, dacă vreți să intru acum pe online banking în weekend și vreau să am eu afacere nerefuzat, da? Sau se întâmplă ceva sau e un caz. Da, uite, eu sunt în situația asta acum. Exact. Îți fac niște plăți pentru... Da. Exact. Ceva care e absolut urgent pentru tine. Dacă eu vreau să spun ție bani în cont și depășește suma asta, să mă duc la bancă și să declar că cei 10.001 euro pe care ți-i transferă ție sunt pentru tine și nu pentru alte interese. Cine e atât de tâmpit încât să spună nu, e pentru terorism, i-am dat să fac o bombă mai bună, ca aia dinainte... Păi nu, dar nu, asta, deci tu poți să justifici aia 10.000 de euro, dacă îi dai așa, dar dacă e o, nu știu, o șpagă sau ceva... La asta mă refer, că... 10.000 de euro? E o șpagă mică, într-adevăr. Chiar crezi că cine dă șpaga o să facă plata IBAN la IBAN? Din IBAN-ul lui în IBAN-ul ăluia care primește șpaga? Nu prin ea, printr-un intermediar. Printr-o altă firmă, printr-o PFA. Și ce crezi că o să spună? Nu, într-adevăr, beneficiarul final nu va fi Marian Andrei, va fi Klaus Iohannis. Tu ai văzut întrebările care ți se pune în acel chestionar când vrei să-ți faci vize de state? Așa. Le ții minte? Da. Are you related with someone who have, da, nu știu, care a făcut terorism, da, sau nu știu ce? De parcă o să recunoască cineva. Pe asta zic, dar au un rol și aceste măsuri de siguranță. Hai să nu le... Hai să revenim la partea de cripto. Așadar, am spus de partea de Elrond. Mai sunt niște monede noi adăugate. Avem români care ne urmăresc din Norvegia, spre exemplu. Există și monede, cum ar veni, corona norvegiană, care a fost adăugată, dar și cea suedeză, dar și cea daneză. Stablecoins. Ca fiat, pentru... poți cumpăra cu ele cripto fără fee, fără comision. La fel în continuare poți cumpăra cu cardul. Au extins perioada în care poți cumpăra cu cardul criptomonede fără să plătești acel 3,5%. Practic, în momentul ăsta, Crypto.com este unul dintre locurile cele mai ușor accesibile pentru a-ți cumpăra criptomonede fără a plăti comisiunea acelea la plata cu cardul, dacă vrei, plata rapid. Eu n-am avut niciun comision pentru a muta pentru mutarea banilor din cripto. Și nici că n-ai băgat banii cu cardul prima dată. Nu. Exact. Asta este o perioadă foarte, foarte bună. Peste vara se întâmplă lucrul ăsta. Mai există și o listare de Kyber Network, de KNC, de tokenul de KNC. Și pe Syndicate vor avea o alocare de 500.000 de dolari echivalent în NEO și toți cei care fac se înscriu pot cumpăra NEO la jumătate de preț. Sunt atât de mulți oameni însă care se înscriu la aceste syndicate-uri încât ajungi să-i destul de puțin. Dacă ai un stake în CRO, poți să ai acces la un stake mai mare. E o ocazie bună dacă vrei să accesezi niște criptomonede de la un preț mai mic, le urmărești, intri acolo și acele... O să fie bine. Da, practic le cumperi cripto la jumătate de preț ca apoi să poată să crească. Le mulțumim celor de la Crypto.com care ne susțin în fiecare săptămână, sunt sponsori Curiosity și oferă tuturor celor care mă urmăresc posibilitatea să-și facă un cont gratuit, ba chiar primesc echivalentul a 50 de dolari în MCO la înscriere cu linkul din descriere pe care cred că l-ați tot văzut prin clipurile mele. Așadar, dacă vreți să vă faceți un cont pe Crypto.com, puteți primi acești 50 de dolari echivalent în MCO în contul vostru, mai ales că MCO este destul de jos, o să iasă vreo 12 MCO perioada asta și care are potențial să crească pentru că a avut o perioadă foarte bună în ultimul an. Dar, mare atenție, nu puteți retrage banii, sunt acolo blocați și trebuie folosiți împreună cu alte sume pentru a folosi diferite servicii de la ei. Să vorbim și de
despre sponsorul nostru gsmnet.ro, cu care colaborăm ca de fiecare dată și pe care îl putem recomanda de fiecare dată când aveți nevoie de accesorii pentru device-urile voastre mobile. În fiecare weekend ei au reduceri toată vara, pe lângă transportul gratuit pentru produsele lor. Iar ce să vezi, în acest weekend avem Summer Fest. Exact. Și avem așadar reduceri. Uite, văd aici produsele Fino, încărcătoare wireless cu quick charge, toate la 93,90 de lei cu transport gratuit, apropo, pentru că este vară și toată vara este transport gratuit. Și sunt câteva modele foarte interesante, inclusiv cu Batman, Superman, cu trandafiri, cu un leu pe care îl recunosc de pe macOS. Avem încărcătoare de rețea Blaupunkt. De nu știam că fac și încărcătoare, da, de rețea. Și Hoco la, iată, 17,90 de lei. Dar, uite, spre exemplu, la 59,90 poți să ții încărcător auto dual USB Type-C pentru Huawei original cu numai puțin de 2 sau 3 mufe. Se dual, e cu, cu 2 mufe. Iată. Asta zic. Prețul foarte bun la accesorii, iar mai nou în weekend-uri cei de la GSM.net fac și giveaway-uri, iar în acest weekend se oferă Apple AirPods 2. Oh, nice. Uh-huh, pe Instagram-ul lor. Și bundle-uri de Samsung Active 2 cu Apple AirPods. Ce combinație! Da, plus selfie stick-uri, uite. O mulțime. Selfie stick trepied. De la Spigen. Oh, e bun. 128,90 de lei. Produse foarte interesante, dar intrați pe gsmnet.ro pentru întreaga ofertă. Poate aveți niște mărunțiși pe acolo pe care vreți să-l investiți în... care, luați-vă doar lucruri care vă trebuie și încercați să luați lucruri de calitate. Profitați acest transport gratuit oriunde în România, fără chestii de limite de kilometri sau cine știe ce localitate în afara nu știu care oraș. Și gata, acesta a fost episodul Curiosity numărul 34. Vă așteptăm săptămâna viitoare pentru o lansare de telefon. Și de cameră? Da. Și de ce o mai fi? Ce mai vedem, ce mai pică? A, săptămâna viitoare? A, în timpul săptămânii. Poate, nu știu, zilele următoare. Da, 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 da. Am și un test drive cu Ferrari, nu știu când să-l dau. Nu știu când să-l pun. Să nu-l dai în aceeași zi. Dar mai țin un pic. Nu, 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 mai țin un pic. Suntem la treabă, suntem conectați, dar în următoarea perioadă veți vedea ceva mai puțin content de la mine. Văd că în ultima vreme au mers foarte bine clipurile de pe canal și vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. A mers bine vlogul nostru cu Electric 2. Au mers, însă, ce m-a surprins este că foarte puțin, foarte mulți din cei care au comentat nu au înțeles ideea cu încărcarea de la Ionity. Am avut clipul cu încărcarea, da, de Tesla. Este un preț aberant acolo, 250 de lei. Dar am explicat de ce. Dar ne-am explicat de ce, însă sunt foarte mulți oameni care la comentarii, oh, deci ăsta este leitmotivul. 250 de lei electrică, păi eu cu dieselul meu ajung direct la Viena, fără oprire. N-ați înțeles. Cei care comentează așa n-au înțeles absolut nimic, dar cu siguranță mai au timp să mai, să mai documenteze, să înțeleagă ce am vrut noi să explicăm acolo. Ce vreau să spun autorul de fapt. Da, vă mulțumim că ne susțineți, le mulțumim și membrilor noștri care, ca de obicei, au văzut Curiosity în avans, dacă Radu reușește să-l publice diseară, la noapte. Da. Hai că încercăm, măcar data asta. Trebuie să terminăm în următorul minut. Da. Suntem bine, da? Așa. Foame. Și ne e și foame. Și cam atât pentru astăzi. Dați-ne un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Încă o dată vă mulțumim tuturor că ne urmăriți și că ne susțineți. Le mulțumim și celor care ne ascultă pe toate platformele de streaming, de podcasturi, Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, inclusiv pe bucnici.ro/podcast, unde puteți descărca local aceste podcasturi și să le ascultați unde vreți voi, chiar și fără internet. Numai bine!